Da? Da. Cu contact cu dispozițiile articolului 134, alineatul 1, litera A și alineatul 3, litera A, în ordonanța de urgență la 57/2019, primul cod administrativ și are dispoziție primar comunei Ardeoa 104 din 15-10. Sunteți invitați să participați la președinței ordinare de astăzi, 21 octombrie, ora 12. Cu următorul proiect al ordinii de zi. Din cei 11 consilieri care compun Consiliul Local sunt prezenți 2, 4, 6, 8, vine 9, vine domnul Macadam, domnul Diaconu Constantin, viceprimarul Consiliului Local, și orice portă asfaltarea drumului din Neuntinești și trebuie să fie acolo prezent să vadă cum se desfășoară lucrările. Iar domnul Cercu nu poate să vină, că iese de serviciu. De serviciu și este motivat. Acum, de cei 11 sunt prezenți 9, deci poate să înceapă lucrările ședințe de astăzi. Având în vedere prevederea 108 alineatul 15 din ordonanța de guvern 57/2019, prin cod administrativ, supun spre aprobare procesul verbal în chiar la ședința anterioară. Și este pentru, împotrivă. Deci, în unanimitate, a fost adoptat procesul verbal. Așa zic, particip ca de obicei, doamna care este posibil TV și cu doamna Cernan Așa, care a reprezentat două proiecte ale ordinii de zi. Acum dau cuvântul domnului președinte Rusu Alexandru. Da, mulțumesc pentru încrederea acordată și promit că voi conduce lucrurile ședinței conform normelor legale și democratice. Două citire ordinii de zi. Proiectul de hotărâre privind proiectul de hotărâre privind executarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 3 anului 2019, conform contului de execuție a bugetului local la 30.09.2019. Inițiatorul, domnul primar Victor Diacon, proiect de hotărâre, este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare a primarului. Comisia care avizează este Comisia pentru Program de Dezvoltare Economic Social, Buget, Finanțe, Administrare Publică și Privată al Comunii, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț. 2. Proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului local pe trimestrul 3 și 4 anului 2019 și a listei de investiții. Inițiator, primarul domnul primar Victor Diaconu. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare a primarului. Comisia de avizare pentru program de dezvoltare economică, social, buget, finanțe, administrare a domeniului public și privat al comunii, agricultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și comerț. 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea companiei componentei nominale a echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazuri de violență domestice. Inițiator domnul primar Victor Diaconu, proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate, referatului de aprobare a primarului. Comisia de avizare, Comisia pentru Program de Dezvoltare Economică Social, Buget, Finanțe, Administrare Domeniului Public și Privat, al Comunii, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț, Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură, Protecție Socială, Activității Sportive și de Angrement și Comisia pentru Administrație Publică Juridică, Apărarea Ordinii și Liniștii Publice și a Drepturilor Cetățenilor. 5 diverse. Dacă mai sunt și alte proiecte de hotărâri de introdus pe ordinea de zi. Nu. Supun spre aprobare ordinea de zi, în formă prezentă de executiv. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva. Intrăm în ordinea de zi. 1. Proiect de hotărâri privind de execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul 3 anului 2019, conform contractului de execuție a bugetului local la 30.09.2019. Aviz Comisia pentru Program de Dezvoltare Economică, Social, Buget, Finanțe, Administrarea Domeniului Public și Privat al Comunii, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului și Servicii de Comerț. Doamna Anica Gabriela, președintele Comisiei de Specialitate, aviz, vă rog. Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre în formă prezentă. Dau cuvântul doamnei Narcisa Cernat pentru a prezenta raportul de specialitate. Da, în conformitate cu prevederile articolului 49 alinia 12 din legea 27/2006 privind finanțele publice locale, corectările și completările ulterioare, în aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat și cel târziu în decembrie pentru cel de-al patrulea trimestru, ordonatorii principali de proiecte au obligația de a prezenta în ședință publică spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni. În
cadrul secțiunii funcționare, venituri de... conform bugetului, plan trimestrul 3 au fost în valoare de 1.549.550 lei, încasări la 30 septembrie 2.009.715,33 lei, realizat 129,7%. Din care impozit pe venit plan 1.520, încasări 595, realizat 39,14%, cote și sume defalcate din impozitul pe venit plan 66.750, încasări 563.888,7, 92,94%, impozite și taxe pe proprietate, plan 226.200, încasări 212.400,64, realizat 93,9%, sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, plan 1.207.000, încasări 1.143.013 lei, 94,7%, taxe pe servicii specifice, plan 0, încasări 0, taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități, plan 83.230, încasări 89.981,6, realizat 108,11%, alte impozite și taxe fiscale, plan 14.610, încasări 15.446, realizat 105,72%. Venituri din concesiuni și închiriere, plan 5.080, încasări 5.190,24, realizat 102,17%. Venituri din prestări, servicii și alte activități, plan 4.110, încasări 1.705, 41,48%. Amenzi, penalități și confiscări, plan 97.470, încasări 44.650,96, realizat 45,81%. Taxe speciale, plan 91.640, încasări 120.607, realizat 131,61%. Vărsămite din secțiunea funcțională, secțiunea dezvoltare, plan minus 928.060 lei, încasări minus 213.310,73, realizat 22,98%. Subvenții de la bugetul de stat, plan 10.000, încasări 216, 2,16%. Subvenții de la alte administrații, plan 130.000, încasări 25.319,92, 19,48%. Totalul cheltuielilor secțiunii funcționare conform ultimului buget la nivelul trimestrului 3 este în valoare de 2.056.090 lei, cheltuieli efective 1.674.634,62 lei, reprezentând 81,45%, din care autorități executive plan 1.966.740, cheltuieli 1.008.887,53 lei, reprezentând 86,47%. Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației, plan 24.070, cheltuieli 16.055, reprezentând 66,7%. Învățământ, plan 102.200, cheltuieli 75.727,84, 74,10%. Cultură, recreere și religie, plan 680, cheltuieli 573,17, reprezentând 24,29%, asigurări și asistență socială, plan 381.750, cheltuieli 366.692, 96,06%, iluminat public și electrificării rurale, plan 18.230, cheltuieli 12.357,04, reprezentând 67,78%, alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale. Plan 137.290, cheltuieli 32.602,72, reprezentând 23,75%. Salubritate, plan 171.630, cheltuieli 147.879,87, reprezentând 26,16%. Și drumuri și poduri, plan 53.500. cheltuieli 13.859,45, reprezentând 21,91%. Excedentul secțiunii funcționare, înregistrat la 30.09.2019, este în sumă de 335.080,71 lei. În cadrul secțiunii dezvoltare, totalul veniturilor la nivelul trimestrului 3, conform bugetului, este în valoare de 3.983.720, încasări realizate la 30 septembrie, 1.187.423,27 lei,
reprezentând 22,98%. Veniturile constau în vărsăminte din SPMSD, plan 928.60, încasări 213.310.73, 22,98%, sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielor secțiunii de dezvoltare, plan 0, încasări 169.155,32 lei, finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, plan 3.055.660, încasări 104.957,22, reprezentând 26,34%. Cheltuielile secțiunii dezvoltare, la capitolul alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, planul conform bugetului este de 220.570 lei, cheltuiel 119.412,5 lei, reprezentând 54,14%, și la drumuri și poduri, plan 4.323.150 lei, cheltuiel efective 1.068.010,77 lei, reprezentând 24,7%. Da. Mulțumim, doamna Narcisa. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată de executiv. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva. Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pentru trimestrul 3 și 4 anului 2019 și a listei de investiții. Aviz Comisia pentru Program de Dezvoltare Economic Social, Buget, Finanțe, Administrare a Comunului Public și Privat al Comunii, Agricultură, Gospodărie Comunală, Protecția Mediului, Servicii și Comerț. Doamna Anica, vă rog. Se avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată. Dau cuvântul doamnei Cernat Narcisa pentru a prezenta raportul de specialitate. Având în vedere necesitatea virelor de credite bugetare de la un capitol alt capitol al clasificației bugetare, precum și în cadrul acelui capitol bugetar, necesitatea modificării sumelor reprezentând vărsăminte din secțiunea funcționare către secțiunea dezvoltare și a listei obiectivelor de investiții pentru anul 2019, alocarea sumei de 9.000 lei, sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale prin Ordonanța Guvernului numărul 12 din 12.08.2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019, adresa numărul 1541 din 26 august 2019 la JPP Bacău privind repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA alocate prin OG 12 din 2019, referatul 893 din 24 septembrie 2019 al Școlii Gimnaziale numărul 1 Comuna Ardoani, prin care solicită virarea de credite în cadrul capitolului 65.040 învățământ secundar inferior, creșterile veniturilor nu înregistrate față de prevederile bugetare anterioare, așa cum reiese din contul de execuție al bugetului local întocmit la 14 octombrie 2019, prin prezentul raport propus spre aprobare, rectificarea bugetului local pe trimestrele 3 și 4 ale anului 2019, în conformitate cu prevederile articolelor 19, 20 și 49 din legea numărul 273/2006 privind finanțele publice, propun urmează. La total veniturile secțiunea funcționare plus secțiunea dezvoltare, conform bugetului anterior, au fost în valoare de 6.108,71 lei, influență 340,01 lei, buget rectificat 6.448,72 lei. Influențele intervin la sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, buget anterior 1.216.000, influență 9.000, buget rectificat 1.225.000 lei. Impozit asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice, buget anterior 85.72.000, influență 1.93.000, buget rectificat 87.65.000 lei. Impozit mijloace de transport deținute de persoane juridice, buget anterior 8.51.000, influență 1.38.000, buget rectificat 9.89.000. Alte venituri din concesiuni și închirieri, buget anterior 5,08.000, influență 3,24.000, buget rectificat 1,32.000 lei. Taxe speciale, buget anterior 101,64.000, influență 24,46.000, buget rectificat 126,10.000. Vărsăminte din SF în SD, buget anterior minus 228,06, influență 300, buget rectificat minus 628,06.000 lei. Cheltuieli secțiunea funcționare și secțiunea dezvoltare, buget anterior 6
1.108,71.340,01.000. Buget rectificat 6.448,72 lei. Defalcare între pe capitole, sub capitole, titlul și aliniate este următoarea. La autorități executive, secțiunea funcționare, buget anterior 1.166,74 lei, influență 221,52 lei, buget rectificat 1.388,26 lei. Din care influențe la cheltuieli de personal 89,87 mii lei, bunuri și servicii 131,65 mii lei. La învățământ secundar inferior se virează suma de 1000 de lei de la alte cheltuieli cu bunuri și servicii la alte obiecte de inventar, conform solicitării școlii gimnaziale numărul 1 Comuna Ardeoani. La asistență socială în caz de invaliditate. Bugetul anterior a fost de 367,75 mii lei, influență 81,29 mii, buget rectificat 449,04 mii lei. La cheltuieli de personal, influența este de 28,24 mii, iar la ajutoare sociale de 53,05 mii lei. La iluminat public și electrificări rurale, bugetul anterior a fost de 18,23 mii, influență 12,74 mii, buget rectificat 30,97 mii lei. La alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale, secțiunea funcționare, buget anterior 177,29 mii, secțiunea dezvoltare, buget anterior 220,57 mii, influență 22,80 mii, buget rectificat 243,37 mii lei. La salubritate, buget anterior 171,63 mii, influență 24,46 mii, buget rectificat 196,09 mii. La drumuri și poduri, la secțiunea dezvoltare, buget anterior 4.323,15 mii lei, influență minus 22,80 mii, buget rectificat 4.300,35 mii lei. Se modifică lista obiectivelor de investiții pe anul 2019 cu finanțare integrală sau parțială din bugetul local, prin majorarea valorii obiectivului de investiție modernizare drumuri locale cu suma de 60 mii lei, majorarea valorii obiectivului de investiție servicii de consultanță și realizare studiu fezabilitate pentru înființare rețea distribuție gaze naturale cu suma de 22,80 mii lei și diminuarea valorii obiectivului de investiție întocmire dar studii, teren, expertiză tehnică și documentație avize conform certificatului de urbanism pentru reabilitarea infrastructurii rutiere afectate de viituri în comuna Ardeoani, județul Bacău, cu suma de 82,80 mii lei. Da, mulțumim, doamne Ieghe. Contabil, doamna Narcisa. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată de zi cu tine. Cine este pentru? Cine este împotrivă, dacă se abține cineva. Să trecem la următorul punct al ordinii de zi. 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea componentei nominale a echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestice. Avize. Comisia pentru program de dezvoltare economică socială, bugetul finanță, administrarea domeniului public și privat, al comunii, agricultură, gospodării comunală, protecția mediului, servicii și comerț. Doamna Anica Cabela, președinte Comisiei de Specialitate. Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre în formă prezentată. 2. Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement. Domnul Macadam, vă rog. Comisia avizează favorabil raport în formă prezentată. 3. Comisia pentru administrație publică în juridică, apărare, ordine și liniște publice a drepturilor cetățenilor. Comisia a dat aviz favorabil. Domnule. Dau cuvântul domnului secretar pentru a prezenta raportul de specialitate. Având în vedere ordinul numărul 2527 decembrie 2018, privind aprobarea procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică. Intervenția de urgență a echipei mobile se realizează din perspectiva acordării serviciilor sociale în situațiile de violență domestică, iar activitatea echipei este coordonată de către reprezentantul Serviciului Public de Asistență Socială, desemnat în hotărârea Consiliului Local. Deci noi nu avem Serviciul Public de Asistență Socială, avem compartimentul de asistență socială. Intervenția de urgență în cazul de violență domestică se realizează de către echipa mobilă, alcătuită din reprezentanța ei.
compartimentul de asistență socială și după caz de către reprezentantul la Direcția Generală de Asistență Socială în cazul unui practic de GASP o Bacău. În vederea asigurării eficienței operative și permanenței în ceea ce privește intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, consiliile locale au responsabilitatea de a organiza, coordona și sprijini activitatea echipei mobile din perspectiva alocării tuturor resurselor umane, materiale și financiare necesare intervenției de urgență. În acest sens, în hotărârea Consiliului Local, componența echipei mobile poate fi extinsă prin includerea unor reprezentanți ai Poliției Locale, Serviciului Public de Asistență Socială, Medicală Comunitară, oricărui alt specialiști din cadrul aparatului reprezentanței din cadrul aparatului propriu primar. Reprezentanța diferiților furnizori privați de servicii sociale, voluntari, etc. Prin acest hotărâri a Consiliului Local, prin stabilirea componenței echipei mobile, se prevăd și datele concrete despre modul de alocare a mijlocului de transport care este supus la dispoziție echipei mobile. În cazul nostru este vorba despre autoturismul 24 CRA, în caz de intervenție, adică să putem să o utilizăm în acest scop. Așa. Atributele echipei mobile sunt următoarele și vă spun doar câteva. Verifică semnalările de violență domestică efectuate prin intermediul liniilor telefonice ale instituțiilor publice abilitate, inclusiv al liniilor telefonice de urgență, altele decât numărul unic de urgență la nivel național, SNAU 112. Realizează evaluarea inițială a gradului de risc din perspectiva acordării serviciilor sociale pe baza fișei pentru evaluarea gradului de risc și stabilirea măsurilor de siguranță necesare pentru victimele violenței domestice. Acordă informare și consilieri victimelor violenței domestice, sprijină victimele violenței domestice prin orientarea acestora către serviciile sociale existente pe baza localității. În cazul nostru nu avem și trebuie să apelăm la instituțiile de la nivelul județului Bacău. Adecvate nevoilor acestora. Deci fiecare caz are particularitatea lui și în funcție de acesta noi putem să facem orientarea spre centru. Unde este mama și copilul, unde este și copilul și așa mai departe. În funcție de violențele care sunt constatate la momentul respectiv. Asigură măsurile de protecție socială necesare pentru victime, minori, persoane cu dizabilități sau persoane cu nevoi speciale, vizate de ordinul de protecție, profesori sau ordinul de protecție și păstrează confidențialitatea asupra identității acestora. Colaborează cu serviciile de asistență medicală, comunitară, în situațiile în care identifică probleme medicale privind victimele și sau copiilor. Realizează demersul necesar pentru depășirea riscului imediat, după caz, acesta portând constant transport la unitatea sanitară cea mai apropiată în situația în care victima necesită reșiu medicale de urgență sau, după caz, sesizarea numărului unic pentru apelul de urgență 112. Sesizarea organelor de urmărire penală, sesizarea organelor de poliție pentru emiterea unui ordin de protecție provizoriu, sesizarea instanțelor judecătorești în vederea emiterii ordinului de protecție. Orientarea către spas, intervine în cazul de violență domestică a fost organ de poliție atunci când în unde protecție provizoriu s-a dispus măsura evacuării temporare a agresorului din domiciliu, iar aceasta, din urmă, a solicitat potrivit legii cazarea într-un centru rezidențial. Și noi am făcut o propunere de comitet care să fie așa compus din secretarul general al OAT Ardeoane, opționatul deoarece eu sunt și coordonatorul de drept al compartimentului de asistență socială, viceprimarul comunei, doamna Fodor Mariana, asistență socială, care va fi și coordonatorul acestei echipe, pentru că s-a ocupat însă de compartimentul de asistență socială, trebuie să fie în coordonarea dumneei. Agentul de poliție Popa Petric, agentul de poliție Popa Claudiu, directorul la școala generalizare, doamna Tăbăcaru Mierea și medicul de familie, Iurge Spora. Pentru toate astea, trebuie să adoptăm ca să putem să ne desfășurăm activitatea. Și după cum am spus, deci trebuie să punem la dispoziție toate resursele financiare, materiale și de transport în ceea ce privește acestor cazuri. Este bine? Da. Mulțumim domnului secretar. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, ba da. Supun, aveți o problemă? Nu. Supun la vot proiectul de hotărâre în formă prezentată de zi. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă s-abține cineva? Se trece
la următorul punct al ordinii de zi diverse. Dacă cineva dorește să scrie la cuvânt. Dacă nu, ordinea de zi fiind epuizată, declar ședința închisă. Bravo.